Cei care angajează șomeri și beneficiari de ajutor social, stagiari și persoane cu handicap ar putea primi prime mai mari decât cele pe care le primesc momentan, dacă angajează astfel de persoane potrivit unui proiect de act normativ anunțat recent de Ministrul Muncii. Cei care angajează șomeri și beneficiari de ajutor social, tineri absolvenți, tineri greu angajabili, marginalizați, ucenici, stagiari și persoane cu handicap, ar putea primi prime mai mari decât cele pe care le primesc momentan, dacă angajează astfel de persoane, potrivit unui proiect de act normativ anunțat recent de Ministrul Muncii, care a afirmat că Ministerul nu dorește să-i mai susțină pe cei care nu vor să muncească. Olguța Vasilescu transmite că există un proiect de ordonanță de urgență în lucru, prin care se vor acorda sume de peste 2000 de lei pentru acești angajatori, pe o perioadă de până la 5 ani pentru fiecare nou angajat. Subvențiile nu au însă cuantumuri egale momentan și sunt acordate în baza mai multor acte normative. Valorile propuse pentru aceste subvenții, conform prezentării ministrului, în comparație cu valorile actuale, sunt: pentru tinerii absolvenți, pentru șomerii de peste 45 de ani, pentru șomerii care sunt ucenici, susținători ai familiilor monoparentale, șomerii de lungă durată sau cei cu vârstă între 16 și 24 de ani, care nu muncesc și nu mai sunt la școală, primele propuse sunt de câte 2250 de lei față de 900 de lei cât e valoarea actuală. Pentru ucenicii angajați, angajatorii ar putea primi câte 2250 de lei față de 1125 de lei cât se acordă acum. Aceeași sumă s-ar acorda și pentru stagiari în comparație cu 1350 de lei cât e valoarea actuală a subvenției pe angajat.